alți Antena Stars vede tot, la colega noastră Mirela Baltă. Te ascultă, Mirela. Nimeni nu știa că suferă de vrăboală, însă Stella Popescu ar fi dat semne că nu se simte bine chiar în urmă cu 3 zile, atunci când a participat la un eveniment mondan unde a fost și premiată. Vedeta a urcat atunci pe scenă, însă abia mai putea scoate câteva cuvinte, părea incoerentă, după cum spun cei prezenți în sală la eveniment, și spun că ar fi avut nevoie chiar și de ajutor să coboare de pe scenă. Medicii au încheiat și ei ancheta și au spus că vedeta ar fi suferit un accident vascular cerebral în urmă cu aproape 3 zile. Cu toate acestea, după câteva ore după ce s-a terminat evenimentul, ea a fost găsită în casa sa, locul unde a fost găsită fără suflare. Se pare că ar fi decedat miercuri, la doar câteva ore după eveniment, însă trupul său a fost găsit joi. Actrița ar fi fost găsită întinsă pe jos într-o baltă de sânge și lovită la cap. Se pare că ea ar fi alunecat pe gresie, avea banii și cheile pregătite pe masă pentru a le lua în drumul spre ieșire. Cu toate acestea, poliția a deschis imediat și o anchetă, pentru că nu a fost exclusă ca varianta ca actrița să fi fost ucisă. Multe informații și ipoteze în cazul morții Stelei Popescu. Vrem să vă spunem că în continuare suntem acasă la marea artistă, dar suntem și la Teatrul de Revistă Tănase din București. Așadar, haideți să le luăm așa pe rând, să luăm apariția Stelei Popescu de acum 2 zile la un eveniment mondan, și pentru că ești psiholog, Adriana Petrescu, ai putea să ne ajuți. O să încercăm să contactăm și un doctor să ne spună mai multe despre ceea ce putea să se... ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în acea seară cu marea actriță Stella Popescu. Cred că ai văzut acele imagini. Nu, mărturisesc că nu le-am văzut. O să facem atunci în felul următor. O să dăm imagine în care Stella Popescu avea un discurs incoerent, ca să le vadă și Adriana Petrescu, dar să le vadă și telespectatorii care poate nu le-au văzut până acum. Doamna Stella Popescu, felicitări! Poftiți aici alături de noi! Eu am venit acum, nu pentru că eu sunt pe organizare, de voi sunteți, de 20 la 50, de 20, de 20 și am văzut acasă, toată casa mea, am văzut pe doi de băieței, pentru că ei m-au chemat. Eu n-am chemat. N-am venit. Nu știu de ce. De ce m-ați chemat, mă, dacă nu m-ați chemat să fiu aici? Stau de acasă, fac port acasă, casă, am 7.000 de copii, m-am îmbrăcat, m-am comparat. Și am chemat de la locuritate, nu mi-am spaturat, de care m-am desprăcut. Mi-am dezbrăcat, mi-am făcut să nu știu, mi-am vorbit de dragi, că vină de dragi, că eu am temperament. Nu mai am spus. M-am scoatat, le-am îmbrăcat, după aceea m-am urcat, m-am făcut de ieșire de 2-3 ori. Așadar, sunt imaginile șocante care a apărut Stella Popescu acum 2 zile la această gală și ar fi primele semne că se simțea extrem de rău. Șocant este că nimeni nu a observat, deci sunt semne foarte, foarte clare că preced un accident vascular, incoerență, privire în gol, oboseală. Deci e foarte clar că agitată, era foarte clar că putea păți ceva. Acum, sigur că nu vreau să spun că putea fi prevenită moartea acestei mari artiste. Și nu vreau să spun că noi, de regulă, nu mai suntem pregătiți, sau poate n-am fost vreodată pregătiți, să prevenim. Și de fiecare dată, din cauza lipsei de educație și a lipsei de informație, cineva plătește cu viața. Deci era foarte clar că precede ori un stop cardiac, ori un
mă rog, un accident cerebral, era foarte clar, adică oricine care ar fi știut informația aceasta ar fi internat-o de urgență în spital. Probabil în acel moment creierul era extrem de puțin oxigenat și era foarte clar că se va întâmpla o tragedie. Dar noi, cum suntem obișnuiți de regulă să vedem artiștii un fel de nemuritori, fără niciun fel de povară somatică, cum suntem noi tot timpul obișnuiți să nu ne uităm unii la alții, lucrurile acestea se întâmplă. Te întrerupem puțin. Prin telefon l-avem și pe domnul doctor Tudor Ciuhodaru. Bună dimineața, domnule doctor. Bună dimineața. Bună, Tudor. Vă ascult. Nu știm dacă ați văzut imaginile cu doamna Stella Popescu de acum două zile de la acel eveniment Modern. Discursul incoerent pe care l-a avut și premiul când l-a scăpat din mână, privirea în gol, agitată. Dacă sunt primele semne ale unui accident vascular? Chiar dacă n-am văzut discursul, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră la o persoană de anumită vârstă cu o patologie metabolică, cu un grad de ateroscleroză cerebrală legat posibil de vârstă, mi-ar fi sugerat, cel puțin mie ca medic de urgență, și posibilitatea ca să se ia în calcul un accident vascular cerebral ischemic. Din păcate, știți cum, nu suntem educați să recunoaștem astfel de lucruri și fiindcă nu suntem educați să le recunoaștem și vorbesc de educație pentru sănătate făcută de la școală, toată lumea trece cu vederea astfel de lucruri care, din păcate, duc și la astfel de situații în care o persoană dispare pentru că poate pentru că nu s-a intervenit așa cum ar fi trebuit în acele secunde, minute de aur. Eu vă spun că sunt semne de alarmă și îmi aduc aminte că până și în Dr. House erau prezentate, cine a văzut serialul putea să pună și un diagnostic. Și de aceea aceste semne fundamentale ar trebui învățate de la școală. Domnule doctor, vă întreb